Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți în continuare review video al smartphone-ului Philips X5 și 6, un gadget dual SIM, cameră foto principală de 13 megapixeli, senzor pentru amprentă, ecran de 5 inch cu rezoluție HD de 720x1280 pixeli, 2 GB de memorie RAM, baterie de 3000 mAh, memorie internă de 16 GB care poate fi extinsă cu ajutorul unui card microSD și care cântărește 168 de grame. Telefonul măsoară 1,9 mm în grosime, nu este foarte subțire, însă este ușor de ținut în mână. Are un design curbat pe marginile din spate, un design ergonomic, aș putea spune. Este comod de utilizat, atât cu o mână cât și cu două mâini. Pe partea din față, deasupra ecranului, avem camera pentru selfie-uri de 5 megapixeli, difuzorul pentru apeluri și senzorii de proximitate și de luminozitate. În partea de jos, sub ecran, avem 3 butoane capacitive, Home, pentru întoarcerea meniului anterior și pentru aplicații recente. Pe partea dreaptă avem butonul Power și butoanele pentru mărire, micșorare, volum. În partea de sus avem mufa jack de 3,5 mm. În partea de jos avem mufa micro USB, difuzorul și microfonul. Iar pe partea stângă avem slotul pentru cele două cartere SIM. Acest slot poate fi folosit și pentru cartere microSD, iar acesta doar pentru cartere microSIM. Ecranul cu diagonală de 5 inch are o rezoluție de 1280x720 pixeli. Asta înseamnă că densitatea pixeli pe linie este de 294, destul de ok pentru un smartphone mid-range. Avem de-a face cu un procesor quad-core tactată la 1,5 GHz. Memoria RAM este suficientă pentru un astfel de device de 2 GB. Memoria internă este de 16 GB, iar memoria disponibilă a utilizatorului este de 11,4 GB. Puteți, bineînțeles, să extindeți această memorie cu ajutorul unui card microSD cu capacitate de până la 128 GB. V-am arătat unde se inserează. Am instalat câteva aplicații pe acest smartphone. Haideți să vedem și care este scorul obținut în testul AnTuTu. 32.804 puncte, un scor excelent pentru un smartphone mid-range. Soluția grafică este Mali-T 720, așa că ne putem bucura și de foarte multe titluri din magazinul Google Play. Am intrat în Angry Birds, haideți să vedem cum se mișcă acest joc pe ecranul lui Philips X586. Foarte rapid. Haideți să vedem și cum rulează un joc cu pretenții ceva mai mari. Am instalat jocul Nova Legacy. Haideți să vedem cât de repede încarcă smartphone-ul acest joc. Acum va descărca de pe internet resursele necesare și jocul va porni. Jocul s-a încărcat destul de rapid. Și rulează fluent, după cum bine puteți vedea.
Avem de-a face cu un smartphone care poate ruga fără probleme cele mai noi jocuri din magazinul Google Play. În ceea ce privește navigarea pe internet, haideți să vedem și cât de repede încarcă smartphone-ul o postare care cuprinde și un scurt clip. Sunetul este redat foarte clar de către micul difuzor al lui Philips X586. Avem de-a face cu un smartphone care are un raport calitate-preț imbatabil, costă sub 700 de lei. Camera foto de 13 megapixeli realizează fotografii o calitate foarte bună și camera pentru selfie-uri de pe partea din față realizează imagini de o calitate bună. În concluzie, Philips X586 este un smartphone care își merită cu prisosință prețul, are un raport calitate-preț excelent, senzorul pentru amprente de pe partea din spate este foarte rapid, deblocarea durează mai puțin de o secundă, iată. Cele două camere foto realizează fotografii cu o calitate excelentă. Procesorul este puternic și smartphone-ul poate ruga aproape toate jocurile disponibile în magazinul Google Play fără probleme. Navigarea pe internet se face rapid, iar designul este unul foarte atrăgător. Aștept părerile voastre despre Philips X586 și vă invit să-mi recomandați și alte gadget-uri Philips pentru teste.